Dimineața, numele meu este Daniela Ghețu și în numele organizatorilor acestui eveniment vreau să vă urez bine ați venit la cea de-a șasea ediție a Conferinței Naționale de Pensii Private. Renodăm astăzi o tradiție a piesei de pensii private cu sprijinul și cu o contribuție deosebită din partea Asociației Operatorilor din acest domeniu, APAPR, cărora le mulțumim pentru tot sprijinul pe care ni l-au acordat. Și de asemenea dorim să mulțumim și unui corp profesional de înaltă reputație, CFA România, care va aduce un plus de valoare, sper eu, discuțiilor din această zi. Doresc să salut prezența dumneavoastră și să vă prezint moderatorul acestei conferințe, domnul Crinu Andănuț, o personalitate care cred că nu mai are nevoie de o prezentare mai detaliată decât atât, anunțându-vă că vom avea două părți despărțite de o pauză de cafea și cu rugămintea de a trece telefoanele în regimul silent sau chiar de a le închide. Vă urez o zi plăcută, fructuoasă, cât mai informativă și dau cuvântul domnului Andănuț. Mulțumesc, Daniela! Bună dimineața tuturor, stimați oaspeți invitați la această prestigioasă deja manifestare anuală a domeniului de pensii private. Suntem astăzi din nou prin mijlocirea Xprim, căruia îi mulțumim pentru că reușește an de an să ne adune la oaltă și să ne exprimăm cu privire la problematica domeniului în care activăm cu toții și să încercăm să construim un viitor mai stabil, mai bun, mai profitabil pentru participanții în acest sistem. De asemenea, asemenea evenimente sunt cele care asigură și o transparență deosebită asupra prezentului și viitorului acestui sistem, element care este, după cum știți, de o importanță capitală.